echilibru democratic se va putea menține în România. Așa cum ai menținut și tu. Merge bine. Dacă se va crea o discrepanță uriașă între putere și capacitatea opoziției de a genera dezbatere publică, atunci există riscul să ne îndreptăm către acea stabilitate pe care o găsești numai în regimurile democratice, adică stabilitate fără la capăt. Cum a fost votat 5 buletine de vot? A fost dificil? A fost biblioteca. Uite, spre exemplu, am trecut cu navă prin incendiu propriei nave. Am trecut prin furtună. Am trecut prin zonă de război. Ce mă încurc în 5 buletine? Domnule președinte, dar mi se pare corect, mi se pare moral că a fost și agent. Doamnă, nu discutați decât de trecut. Să se schimbe în România după alegerile de azi. Maria, hai să mergem. La revedere, zi bună!